Președintele Asociației Județene de Fotbal este mulțumit de munca pe care a realizat-o în cei peste 20 de ani în fruntea forului Buzoian. În cadrul unei conferințe de presă, Coșcone a precizat că niciodată nu a avut un contract de muncă semnat cu AJF, așa cum se întâmplă în cazul majorității celor din comisiile entității responsabile de fotbalul județean. La 65 de ani încă mai am de plătit rată la apartament pe care l-am aici lângă sală și încă sunt destule probleme. Deci tot ce am făcut din 99 de când sunt președinte a fost, adică nici măcar nu mi-am făcut un contract de muncă, atenție, față de marea majoritate a colegilor, să beneficie și eu la, după contract, la pensie. Ca așa era normal. Lasă-mă să nu se aducă bani în altă parte, ține de aici. Eu, cât este, bine, am una din cele mai mici pensii de colonei, dar nu trebuie să mă vait în, având în vedere ce situație este în țara asta, mai ales cu pensionarii. Faptul că județul nostru este fruntaș când vine vorba de numărul echipelor participante în eșaloanele organizate sub egida Asociației Județene reprezintă un motiv de mândrie pentru actualul șef al AJF Buzău. Aș putea foarte bine să zic, băi frate, ia să aducem 12 echipe la Liga 4-a, încă 12 acolo și să terminăm, nu avem probleme fiecare cu noi. Nu, domne. Nu vrem să facem nici daciadă, dar nici să ne batem în joc, pentru că, până la urmă, fotbalul din asta trăiește. Și dacă criteriile pe care le avem noi în vedere acum, noi ne vom axa în special pe copii și juniori, să fie foarte clar. În județul Buzău, primul eșalon are o singură serie de 16 echipe și câte două serii în diviziile 5, respectiv 6. AJF Buzău are peste 80 de membri afiliați.